Veste proastă pentru Gigi Becali. Patronul FCSB riscă să ajungă din nou după grati. Gigi Becali trece prin momente grele în această perioadă, după ce a aflat că riscă să ajungă din nou în spatele gratiilor. Patronul FSCB este din nou ținta oamenilor legii, după ce a comis o infracțiune în 2018. Viața latifundiarului din Pipera nu pare să se liniștească prea curând, deoarece bărbatul riscă din nou câțiva ani de închisoare. Deciziile luate uneori din cauza unui impuls de moment ar putea să-l facă pe Gigi Becali să repete experiența din 2014. Gigi Becali ar putea ajunge din nou într-un penitenciar. Problemele patronului clubului de fotbal FCSB ar fi apărut în 2018, când a ales să meargă la referendumul pentru familie, la care i-a îndemnat pe mulți să ajungă în acel moment din păcate și-a pierdut dreptul electoral în 2014 când a fost arestat, ceea ce a dus automat la începerea urmăririi penale. Până acum Gigi Becali spera că va scăpa de această problemă și a încercat să întârzie pe cât posibil stabilirea deciziei judecătoriei, însă astăzi a fost respinsă și ultima cerere a avocaților săi. Totuși, decizia va putea fi contestată în următoarele trei zile respinge cererile și excepțiile invocate de către inculpatul Becali George, ca neîntemeiate. În baza art 346 alin. 1 și 2 C. Proc. Pen. Constată legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul NR. 6639 pe 2018 al parchetului de pe lângă judecătoria Buftea privind pe inculpatul Becali George, trimis în judecată, în stare de libertate, pentru săvârșirea infracțiunii de fraudă la vot în stare de recidivă, prev. De art 387 alin 1 lita CP, cu aplic. Art 41 alin 1 CP, a administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală, dispune începerea judecății cauzei privind pe inculpatul Becali George. Cu drept de contestație în trei zile de la comunicare. Pronunțată în Camera de Consiliu, astăzi, 23 a, 3 a 2023. Document încheiere finală Camera Preliminară. Se arată în decizia instanței.